Domnule primar, suntem din nou într-o scurtă vizită în comuna Tămășeni. Știm că este o comună bine pusă la punct, dar România a trecut în perioada asta printr-o vreme nefavorabilă, meteorologic vorbind, și vreau să știu dacă în comuna Tămășeni au fost probleme cu inundațiile sau dacă totul e în regulă. Bună ziua, bine ați venit. Cred că ne-am văzut cumva înainte de alegeri, ne-am văzut și la deschiderea școlii la Drujdeni. Da, într-adevăr, este o comună foarte mare. Cum spuneați dumneavoastră, nu este bine pusă la punct. Mai avem de lucru. Dar acum am trecut prin acea fază de extindere apă canal, care este cea mai neconfortabilă, pentru că ne-au prins și ploile și acum și data trecută. Da, oamenii sunt foarte deranjați și nu-i confort absolut deloc. Cred că pe viitor îmi voi da tot interesul. Avem și cel proiect de asfaltare. Așteptăm un sprijin din partea colegilor noștri parlamentari. Noi ținem doar, cum am mai spus de mai multe ori, doar de Guvernul României de a obține un proiect. Nu pe bani europeni, pentru că știm foarte bine din acele motive de punctaj pe care le știe toată lumea. Din punctul nostru de vedere, acum cu ploile care au fost cu această trecere prin România, valul ăsta foarte urât, a dat Dumnezeu și să spunem că nu am fost afectați din urma ploilor. Sunt câteva străduțe care au avut probleme cu apa, sunt niște probleme mai vechi, căutăm soluții să le rezolvăm. Nu știu dacă anul acesta le vom rezolva, pentru că va trebui făcute niște proiecte din motivul ordonanței care este de guvern. Anul ăsta nu putem face investiții, dar vom găsi soluții cumva ca cei oameni să nu fie afectați. Avem pompe care vom dirija apa undeva, vom găsi pe viitor și sperăm că de la 1 ianuarie să găsim acele soluții în care cei 2-3 străduțe care sunt probleme cu apa să o dirijăm și să meargă acolo unde este locul ei. În rest, pe celelalte străzi care s-au făcut canalizarea, clar, este un disconfort. Am făcut cât am putut, străzile sunt aranjate, or mai fi o stradă, două, care n-am apucat încă să o punem bine la punct. Oamenii sunt un pic nemulțumiți, dar am intervenit așa cum am putut ca omul să fie cumva, să poată circula, să iasă pe strada principală. Și în ce privește dezvoltarea, uitam că s-au oprit, stagnează lucrările la sala de sport, nu are nicio legătură cu inundațiile cu ploile astea. Nu are nicio legătură la sala de sport, tot am sunat, cred că avem 10 de telefoane date atât constructorului cât și Companiei Naționale de Investiții, am vorbit cu domnul director al companiei. Într-un final avem și toate, să spun, toate mesajele pe care le-am dat atât la CNI cât și constructorului. Au avut o problemă interioară, ei au fost o asociație de mai multe firme și au reglat problemele și începând de mâine, ar fi venit de ieri, dar faptul că s-au anunțat aceste ploi nu au revenit. Chiar și astăzi am vorbit cu acel constructor lider și a promis că de mâine vor veni și anul acesta, până la finele anului, sala de sport va fi finalizată. N-a fost așa cum am spus-o eu, că tot spusele constructorului spunea că într-o lună, jumătate, două, că asta m-ați întrebat probabil înainte de campanie, spunea că în două luni de zile va finaliza. Mă repet, au ieșit acele probleme în interiorul firmei, dar le-au rezolvat și cât de mâine vine. Și a promis că anul acesta o va termina. Vom vedea dacă mâine vor veni. Dacă nu vin, o să mă întrebați. Dar cred că da. Dar nu mai este mult de lucru. Are de pus acoperișul, geamurile și să îi facă fațada. Nu mai este mult de lucru. Deci ea este la spre final, încet, încet. La inaugurare. 100% să vă invităm și la inaugurare și sper că anul acesta să facem inaugurarea salii sport. Îmi doresc lucrul ăsta pentru că, din punctul meu de vedere, este prea lungă. 17 ani de când e începută. Îmi doresc, mi-am dorit întotdeauna, dar nu ține neapărat numai de mine, pentru că nu primăria a făcut această licitație și Compania Națională de Investiții. Prin alți lideri sau care au câștigat licitația, dar m-am interesat, mă interesez în fiecare zi și de mâine vor veni la lucru. La începerea anului școlar am făcut un scurt material, se lucra în continuare la Drujdeni, la cum merge treaba acolo, sunt probleme? Nu, la școala Drujdeni, după cum ați fost la deschiderea școlii, școala este în regulă, deci funcționează în parametrii normali. La extinderea pentru autorizația ISU mai este un pic de lucru. Nu cred că o să terminăm anul acesta, probabil tot din motive
cablurile meteorologice care în fiecare zi, cumva zic, plouă, vine și înghețul, dar în primăvară o să o terminăm și acolo. Ce urmează pe perioada următoare? Să facem acele investiții care vi le-am spus și atunci. Mobilier nou și pachete IT. Table inteligente, da, toate ce am discutat și data trecută. În rest așteptăm să treacă și alegerile din această iarnă, toamnă-iarnă, și să așteptăm finanțări de la ai noștri guvernatori pentru această comună, pentru că, într-adevăr, este o comună destul de dezvoltată, suntem peste 10.000 de locuitori, toate străzile care au fost pe apă canal, cumva le-am finalizat, urmează asfaltarea. Sunt străzi frumoase, cu case frumoase, oamenii au muncit afară și clar că de aici încolo vor aștepta marea asfaltare, să spun, dar tot cu sprijinul celor de sus. Deci, cum se spune, să vină bani, că aveți pe ce să-i cheltuiți. Sigur. Sigur că da. Mulțumesc foarte mult. Cu plăcere, Doamne ajută.